Salutare și bine ați venit sau ați revenit pe canalul 101 Unelte la un nou film. Astăzi o să vă prezint compresorul de la Procraft LK400 și am o baterie de mașină la care o să-l pornesc și o să vedeți cum funcționează acest compresor. Baterie care a fost încărcată. Așa arată el din față. Aici are un buton de pornire, on-off. Cilindru dublu. Cu acest cablu se conectează aici. Și aici ăsta se conectează pe roată. Și aici îți arată presiunea la care a ajuns. Și aici mai sunt câteva accesorii. E o mică cutiuță pusă pe el. Se poate scoate de aici. O să o scot pentru că mi-e mai simplu să vă arăt. E un ac de mingie. Și asta e pentru saltea. Există și alte tipuri de compresoare, însă acesta se poate conecta direct la bornele unei baterii, ceea ce poate constitui un avantaj, pentru că poți să încarci, de exemplu, dacă ai un scooter, poți să-l conectezi la baterie sau la tractor sau alte lucruri care nu au brichetă auto. Să dau drumul puțin înăuntru. Și o să mergem afară să umflăm o roată. Compresorul vine și cu manual. Aici. Tradus în limba română. Deci când se bagă, întâi se trage asta așa. După aia se bagă ăla înăuntru. Mai să vedem ceva mai interesant. Cum umflăm roata. Am umflat-o.